Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou horoscop, de data aceasta aferent lunii iunie. Dragii mei, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale aferente lunii iunie parcursul pentru fiecare semn zodiacal în parte. De asemenea, pentru cei dintre voi care vă cunoașteți ascendentul sau semnul în care se afla amplasată luna în harta natală, vă sfătuiesc să urmăriți și videourile aferente acestor semne zodiacale, astfel încât să vă formați o imagine de ansamblu mult mai clară și mai detaliată asupra previziunilor astrale legate de luna iunie. Dragii mei, în cazul în care nu ați făcut acest lucru deja, vă invit să vă abonați canalului meu și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Mă găsiți pe paginile de Facebook și Instagram cu Terapie prin Astrologie. Dacă doriți să-mi lăsați un comentariu, o sugestie sau dacă aveți o întrebare, puteți face acest lucru fie pe una dintre paginile rețelelor de socializare, fie pe adresa de e-mail contact@terapieprinastrologie.ro. De asemenea, vă invit la secțiunea magazin a site-ului meu www.terapieprinastrologie.ro pentru analize astrologice personalizate. Acolo veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi, prin intermediul cărora puteți afla cât mai multe detalii legate de destinul vostru, de structura voastră astrologică, de predispozițiile cu care ați venit în această existență, iar în acest fel să vă conturați o imagine cât mai clară legată de felul vostru de a fi, să găsim împreună soluțiile necesare pentru ca voi să puteți lucra cu aceste predispoziții. Și de asemenea, gândiți-vă că la harta natală se adaugă în mod constant tranzitele astrale care sunt atât de dinamice și care vin cumva să amplifice predispozițiile din harta natală. De aceea este bine să cunoașteți toate aceste detalii, astfel încât să deveniți puțin mai conștienți de modul în care funcționați în anumite situații și despre cum puteți integra cât mai bine lecțiile sau obstacolele sau provocările pe care le întâmpinați în parcursul vieții voastre de zi cu zi. Așadar, vă aștept cu mare drag să parcurgem această călătorie minunată împreună. Haideți să vedem ce ne rezervă astrele în luna iunie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Pești, și bine ați revenit la un nou video, de această dată aferent horoscopului lunii iunie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut sub acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile natale. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Prin urmare, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale lunii iunie parcursul. Având în vedere că ne aflăm la jumătatea acestui an, este un moment oportun în care să reflectăm asupra experiențelor și a evenimentelor prin care am trecut în ultimele luni, să analizăm poate conștientizările sau revelațiile pe care le-am avut și, bineînțeles, să ne orientăm către poate noi soluții pentru a obține rezultatele pe care ni le dorim de la acest an și pentru a ne atinge obiectivele pe care le-am setat la începutul lui 2023. Pentru voi, începutul de lună vizează sfera individualității voastre, a personalității, a caracterului și a temperamentului, dar atenție și a aspectului fizic. Cu Saturn, cu marele profesor în semnul vostru zodiacal,
aveți de integrat în următorii 3 ani de zile, cât va sta în semnul vostru, ideea de organizare. Aveți nevoie să vă restructurați, să puneți ordine în viața voastră, să căpătați un anumit nivel de maturitate, de responsabilitate, de asumare. Iar acest lucru va veni la pachet cu destul de multe lecții, provocări pe care Saturn vi le va scoate în cale, astfel încât voi să reușiți să integrați această energie. Prin urmare, începutul de lună pentru voi este cu focus pe înțelegerea propriilor emoții și pe modul în care le ajungeți să le exprimați, pe modul în care cei din jurul vostru ajung să vă perceapă. Deci este un moment benefic pentru voi pentru a vă găsi o direcție mai clară înspre care să vă îndreptați în perioada următoare. Mai mult decât atât, aveți nevoie să căpătați un anumit grad de seriozitate. Zodia Pești este o zodie duală, este un semn de apă care poate crea confuzie, iluzii, așteptări nerealiste, dezamăgiri. Poate crea tendința de a fugi de realitate, de a dori să vă refugiați în anumite obiceiuri sau vicii care să vă dăuneze. Așa că Saturn încearcă, cel puțin acum la începutul lunii iunie, să vă readucă într-un echilibru în sfera personalității voastre. Vă ajută să vă găsiți individualitatea la nivel profund, să vă accesați vocea interioară, să vă ascultați și să faceți ceva de ordinul concretului cu ea. Da? Nu doar să o păstrați la nivel de idee, de gând, ci pur și simplu să încercați să-i găsiți o concretizare în planul acesta fizic. Spre mijlocul lunii, mai exact, în intervalul 10-11 iunie, luna vă va tranzita semnul zodiacal. Ceea ce înseamnă că veți fi ceva mai emotivi, mai sensibili, mai nostalgici, iar acest lucru va amplifica tot ceea ce se va întâmpla la începutul lunii în sfera temperamentului vostru. Poate veți avea anumite ieșiri necontrolate, mare atenție. Vă puteți simți neînțelești de către cei din jurul vostru, poate chiar nedreptățiți în anumite situații. Așa că încercați pe cât posibil să vă păstrați un echilibru și să vă păstrați simțul acesta al pragmatismului în tot ceea ce aveți de gând să faceți pe mijloc de lună, în mijlocul lunii, pentru că riscați să creați tensiuni cu cei din jurul vostru, riscați poate să stricați anumite relații. Nu este o perioadă bună în care să vă faceți foarte clar înțeleși și atunci acest lucru poate duce către anumite rupturi sau către anumite conflicte destul de puternice care să vă destabilizeze și mai tare. Și fix de acest lucru nu aveți nevoie în viața voastră în perioada ce urmează. Mai ales că începând cu 17 iunie, Saturn va începe retrogradarea sa, care va ține până pe data de 4 noiembrie. Așadar, în momentul în care o planetă retrogradează și mai ales o planetă grea, o planetă transgenerațională, efectele sale se resimt destul de puternic la nivel colectiv, la nivel generațional, ceea ce înseamnă că avem nevoie să transformăm toată confuzia, tot haosul din interiorul nostru, toată neîncrederea în chestiuni pragmatice, în
ceva care să ne creăm un sistem propriu în care să putem funcționa, da? Saturn vine să ne responsabilizeze, cu atât mai mult pe cei dintre voi care aveți elemente importante în harta natală, în zodia Pești. Saturn vine să ne ancoreze în realitate, ne ajută să manifestăm dorințe, visuri, idei. Așa că încercați la mijlocul lunii iunie să vă păstrați pe cât posibil cumpătul, încercați să conștientizați în timp real stările pe care le aveți și să încercați să nu reacționați la impuls, să nu reacționați mânați de furie, de poate chiar de agresivitate, atenție la excese de gelozie și posesivitate. Deci cumva mare atenție la modul în care alegeți să vă exteriorizați. Pentru că, așa cum v-am spus și la începutul lunii, riscați să vă faceți înțelegi greșit, iar acest lucru vă va afecta starea de spirit și vă va adânci și mai mult toată această apăsare pe care deja o aveți și care oricum vă va ține în perioada ce urmează, pentru că, da, Saturn are o energie grea, are o energie apăsătoare. Așa că înarmați-vă cu răbdare, Saturn vă va ajuta să deveniți perseverenți, să deveniți mult mai conștiincioși în ceea ce faceți, să trudiți pentru tot ceea ce doriți să obțineți. Așa că mijlocul lunii vine cu această provocare de a... Nu uitați că voi îl aveți și pe Neptun în semnul vostru zodiacal, Neptun care vă guvernează zodia, ceea ce înseamnă că șansa de a crea o lume ideală în care să trăiți în paralel cu această lume reală este una destul de mare, în combinație cu Marele Învățător, cu Saturn, care vine așa cu rigla să ne dea la palmă, practic pune la colț puțin energia boemă și cumva confuză dată de Neptun. Deci se duce o luptă între sfera aceasta pur emoțională, sfera aceasta intuitivă, senzorială, extrasenzorială și pragmatismul acut oferit și chiar de rigiditatea și limitările oferite de Saturn. De voi ține să vă aduceți într-un echilibru cele două energii astfel încât să obțineți maximum din ambele tranzite ce au loc în semnul vostru zodiacal. Pe final de lună, mai exact pe data de 30 iunie, și Neptun își începe mersul retrograd până pe data de 6 decembrie. Da? Deci veți avea două planete grele, două planete importante în semnul vostru, care în lunile ce urmează se vor afla în mers retrograd. Ei bine, Neptun retrograd va contribui la dizolvarea tuturor iluziilor, tuturor așteptărilor nerealiste. Deci Neptun retrograd va începe să lucreze împreună cu Saturn retrograd. Energia va fi una foarte puternică, dragi nativi, pregătiți-vă așadar, înarmați-vă cu această acceptare. Va trebui să acceptați tot acest proces, să nu-i opuneți rezistență, pentru că făcând acest lucru, încercând să opuneți rezistență, veți îngreuna și mai tare demersurile. Vă veți simți copleșiți, vă veți simți obosiți, descurajați și acest lucru vă va ține pe loc din progresul vostru. Deci nu este ceva eficient pentru voi. Practic, toată luna se desfășoară în sfera individualității, a autenticității voastre, a regăsirii vocii interioare, a ideii de a vă face auziți, văzuți, de a vă face simțită prezența, dar atenție cum faceți toate aceste lucruri, pentru că dacă porniți din poziția unui copil răsfățat, care el știe că acum vrea să obțină un lucru, ei bine,
din păcate veți avea de pierdut, pentru că tocmai despre asta este vorba, despre o maturizare, un proces de maturizare. Da? Mai mult decât atât, pe final de lună, Saturn retrograd se va muta pe sfera subconștientului, ceea ce înseamnă că vor începe să se sape acolo chestiuni pe care voi le-ați ținut ascunse, chestiuni din trecutul vostru, tot ce are legătură cu anumite răni, anumite blocaje, anumite tipare și subtipare dobândite din educația primită acasă, din experiențele pe care le-ați mai avut de-a lungul anilor, din interacțiunile cu poate profesori sau persoane care au reprezentat ceva important pentru voi. Așadar, finalul de lună se încheie destul de intens pentru voi, cu două planete grele retrograde, dintre care una va trece pe zona subconștientului. Deci vor fi cumva, se va cere o reorganizare a tuturor fricilor voastre, a tuturor angoaselor, a fobiilor voastre. Veți simți poate nevoia să stați ceva mai izolați, mai retrași. Veți simți nevoia să reflectați mai mult la viața voastră, la ceea ce se întâmplă în interiorul vostru. Veți simți nevoia să puneți ordine în toate, în toți acei dușmani ascunși din interiorul subconștientului, da? Practic, acele blocaje care nu vă permit să ieșiți dintr-un anume cerc vicios, da? Adică e nevoie să vă desprindeți de niște tipare care nu vă mai sunt utile. Iar Saturn vine cu această energie de reorganizare, da? De a face curat, de a reorganiza, de a structura, de a pune niște limite mai clare, da? Dar, încă o dată, de voi depinde cum întâmpinați toate aceste energii și ce alegeți să faceți cu ele și cum decideți să le transformați și să, de fapt, să vă lăsați transformați de aceste energii. Cam asta este ideea, să vă lăsați, să vă folosiți latura maleabilă pentru a lăsa aceste energii să vă modeleze, să vă formeze pentru ceea ce urmează. Deci, cam asta. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Pești în luna iunie. Așa cum v-am obișnuit, voi extrage și câteva mesaje de la cărțile Oracol. De această dată am selectat oracolul astrologic. Asta pentru că, aflându-ne la jumătatea anului, am simțit nevoia de a mai primi niște mesaje extra de la astre. Am să încep cu cardurile aferente elementelor astrologice din sistemul nostru solar, să vedem ce mesaje au acestea pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Pești în luna iunie. Să vedem dacă există vreo carte care vrea să iasă, dacă nu, am să extrag eu. Bun. Pentru voi, planeta Venus vine să vă reamintească de iubire și frumusețe. Da? În ciuda tuturor acestor experiențe pe care le trăiți cu aceste planete în segmentul, în semnul vostru, nu uitați de iubire, nu uitați de partea aceasta frumoasă a vieții, încercați să nu vă lamentați, încercați să nu vă afundați în butoiul cu melancolie, cu tristețe, cu pesimism, încercați pe cât posibil să luați lucrurile așa cum vin, fără să le dramatizați, fără să vă victimizați, pur și simplu luați-le ca pe niște lecții, ca pe niște chestiuni, ca pe niște experiențe, da? Ce au loc în viața voastră. Și nu uitați că în tot ceea ce faceți să puneți și un strop de iubire. Iar acum vreau să extrag un mesaj sau mai multe de la cardurile cu casele astrologice. Ia să vedem ce casă dorește să vă transmită un mesaj pentru luna iunie.
casa a patra, care ne vorbește despre cămin și despre familie. Da? Poate unii dintre voi veți simți lipsa părinților sau veți dori să luați legătura cu aceștia sau veți dori să mergeți să-i vizitați sau să vizitați casa părintească, locul în care ați crescut. Pentru unii dintre voi poate va fi ceva mai prezentă dorința de a avea activități în cadrul familiei pe care v-ați format-o ulterior. Cert este că, așa cum v-am spus, aveți nevoie să stați puțin mai retrași de restul lumii pentru că aveți de reflectat asupra propriei existențe și aveți de aflat o grămadă de răspunsuri la chestiuni care vă macină de mult prea mult timp. Iar acum este momentul să obțineți toate aceste lucruri și să aduceți claritatea în viața voastră. Acesta este și cardul zodiei voastre, da? Care spune despre voi că sunteți niște visători. Ceea ce este foarte adevărat și fără voi lumea ar fi mult mai tristă și mai plictisitoare. Așadar, aveți rolul vostru clar, bucurați-vă de el, dar într-adevăr este nevoie să fiți și ancorați în acest plan în care totuși ați venit să vă trăiți existența. Chiar dacă legătura voastră cu planul spiritual sau cu alte dimensiuni este una puternică, ei bine, trebuie să integrați și ceea ce se întâmplă în acest plan 3D. Bun, dragilor, acestea sunt și mesajele cărților Oracol pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Pești în luna iunie. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc din inimă și vă invit să mă ajutați cu o apreciere și o distribuire a acestui video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna iunie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie, multă răbdare, perseverență, liniște, pace și armonie. Dragilor, vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa! Thank you.